Greoceanul de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, câte n-ar fi, nici nu s-ar povesti. A fost odată un împărat și împăratul acesta se numea Împăratul Roșu. El era foarte mâhnit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Trimise deci oameni prin toate țările și răvașe prin orașe ca să dea de știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fie sa de nevastă și încă și jumătate din împărăția lui. Iar cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că îi se va tăia capul. Mulți voinici se potricăliseră, semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea însărcinare. Și când la treabă, hâț în sus, hâț în jos, da, din colț în colț și nu știa de unde s-o înceapă și unde s-o sfârșească. Vezi că nu toate muștele fac miere. Împăratul însă se ținu de cuvânt. Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greucean. Auzind și el de făgăduința împărătească, se gândi, se răzgândi și își lua inima în dinți, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărătești ducea la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce avusese împăratul acesta cu niște gadine. Ei erau triști, bieții oameni, dar Greuceanul îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât le mai veni nițică inimă, că era și meșter la cuvânt Greuceanul nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și își zise: îmi voi încerca noroc. Te voi izbuti să înduplec pe împăratul a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă treabă. Iar de nu, sănătate bun, mă voi duce de unde am venit. Ăsta să fie norocul meu. Niciodată nu strigă cineva să facă o încercare. Și astfel, poftorindu-și unele ca acestea, haide, ajunge la curtea împărătească. Înfățișându-se la împăratul, atâtea îi povesti, așa cuvinte bune și dulci scoase și atâta meșteșug puse în vorbirea sa, încât și împăratul crezu că pe nedrept ar fi să omoare pe acei oameni, că mai de folos i-ar fi să aibă doi supuși mai mult și că mai mare va fi vaza lui în lume de s-ar arăta milostiv către popor. Nu mai putură oamenii de bucurie când auziră că Greuceanul a măglisit pe împăratul până într-atâta încât l-a făcut să ierte. Mulțumirea lui Greuceanul din toată inima și făgăduiră că în toată viața lor se vor ruga lui Dumnezeu pentru dânsul ca să meargă din izbândă în izbândă, ceea ce și făcură. Această izbândă o luă drept semn bun și Greuceanul, mergând a doua oară la împăratul, grăi cu cuvintele lui mieroase cele următoare: mărite Doamne, să trăiești într-un mulți ani pe luminatul scaunul acestei împărății. Mulți voinici s-au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care le-au hrăpit de pe cer și știu că cu moartea au murit, fiindcă n-au putut să-și îndeplinească legămintele ce au făcut către măria ta. Și eu, mărite Doamne, cu ce teamă duce într-o căutare acestor tâlhari de zmei și mi-ar fi voia să-mi cerc și eu norocul. Doar va da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe acei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fie milostiv și mână de ajutor. Dragul meu Greucene, răspunse împăratul, nu pot să schimb nicio iotă, nicio cirtă din hotărârea mea. Și aceasta nu pentru altceva, ci numai și numai pentru că voie să fiu drept. Poruncile mele voi să fie una pentru toată împărăția mea. La mine părtinire nu este scris. Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor vorovite de dânsul, Greuceanul cuvântă cu glas voinicesc:
fie mărit împărate. Chiar de a ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la capăt bun sarcina ce mi-au de bunăvoia mea. Se învoiră și peste câteva zile și plecă, după ce puse la cale tot ce găsi că e bine să facă, ca să scape cu față curată din această întreprindere. Greuceanul luă cu dânsul și pe fratele său și merse cale lungă depărtată până ce ajunse la faurul pământului cu care Greuceanul era frate de cruci. Acest faur, fiind cel mai meșter de pe pământ, era și năzdrăvan. Aici se opriră și poposiră. 3 zile și 3 nopți au stat închiși într-o cămară Greuceanul cu faurul pământului și se sfătuiră. Și după ce se odihniră câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, Greuceanul și frate său o luară la drum. Îndată după plecarea Greuceanului, faurul pământului se apucă și făcu chipul lui Greuceanul numai și numai din fier, apoi porunci să arză cușnița ziua și noaptea și să țină chipul acesta fără curmare în foc. Iar Greuceanul și frate său merseră cale lungă și mai lungă, până ce li se făcu calea cruci. Aici se opriră, se așezară pe iarbă și făcură o gustărică din merindele ce mai aveau și apoi se despărțiră, după ce se îmbrățișară și plânsără ca niște copii. Mai înainte de a se despărți, își împărțiră câte o bazma și se înțeleseră zicând: atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă nădejde unul de altul că se vor mai întâlni. Iar când basmalele vor fi rupte în mijloc, să se știe că unul din ei este pierit. Mai înfipseră și un cuțit în pământ și ziseră: acela din noi care s-a întoarce mai întâi și va găsi cuțitul ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă acesta însemnează că a murit. Apoi Greuceanul apucă la dreapta și frate său la stânga. Fratele Greuceanului, umblând mai multă vreme în sec, se întoarse la locul de despărțire și, găsind cuțitul curat, se puse a-l aștepta acolo cu bucurie, că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer. Iar Greuceanul se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele zmeilor, așezate unde își înțărcase dracul copiii. Dacă ajunse aici, Greuceanul se dete de 3 ori peste cap și se făcu un porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvăniile ce-l învățase faurul pământului. Făcându-se porumbel, Greuceanul spură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci, ieșind fata de zmeu cea mai mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mumă sa și pe soră sa cea mică ca să vină să vază minune. Fata cea mică zise: măiculiță și surioară, pasărea asta gingașă nu mi se pare o gurlie pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă a de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanul cel de aur. Până acum ne-a fost și nouă. De aici înainte, numai Dumnezeu să-și facă milă de noi și de-ai noștri. Păsămite aveau zmei cunoștință de vitejia lui Greucean. Apoi intrară câte ștrele zmeoacele în casă și se puseră la sfat. Greuceanul numai decât se dete iarăși de 3 ori peste cap și se făcu o muscă și intră în cămara zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce luă în cap tot ce auzi, ieși afară și se duse pe drumul ce ducea la codrul verde și acolo se ascunse sub un pod. Cum se vede treaba, din cele ce auzi se știa acum că zmeii se duseseră la vânat în codrul verde și aveau să se întoarcă unul de cu seară, altul la miezul nopții și tartorul cel mare despre ziua. Așteptând Greuceanul acolo, iată mare că zmeul cel mai mic se întorcea și, ajungând calul la marginea podului, unde sfărăi o dată și sări înapoi de 7 pași. Dar zmeul, mânindu-se, zise: ah, mâncau ar lupii carnea calului, pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, numai de Greuceanul de aur.
dar și pe acela cu o lovitură îl voi culca la pământ. Greuceanul, auzind, ieși pe pod și strigă: Vino, zmeule, viteaz, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm. Ba, în luptă că-i mai dreaptă. Se apropiară unul de altul și se luară la trânt. Aduse zmeul pe greuceanul și-l băgă în pământ până în genunchi. Aduse și greuceanul pe zmeu și-l băgă în pământ până în gât și tăie capul. Apoi, după ce aruncă leșul zmeului și al calului sub pod, se puse să se odihnească. Când, în puterea nopții, veni și fratele cel mare al zmeului și calul lui sări pe 17 pași înapoi. El zise ca și frate său, iar greuceanul îi răspunse și lui ca și celui din tâi. Ieșind de sub pod, se luă la trântă și cu acest zmeu. Și unde mi-a tuse nene zmeul pe greuceanul și-l băgă în pământ până la brâu. Dar greuceanul sărind repede unde mi-a tuse și el pe zmeu odată mi-l trânti și-l băgă în pământ până în gât și tăie capul cu paloșul. Aruncându-i și mortăciunea acestuia și a calului său sub pod, se puse iarăși de se odihni. Când, despre zori, unde venea mare, venea tatăl zmeilor ca un tartor, cătrănice era, și când ajunse la capătul podului, sări calul lui de 77 de pași înapoi. Se necăji zmeul de această întâmplare cât un lucru mare și unde răgni. Ah, mâncare ar lupi carnea calului, că pe lumea asta nu mi-e frică de nimenea, doar de greuceanul de aur, și încă și pe acesta numai să-l iau la ochi săgeata și-l voi culca la pământ. Atunci, ieșind și greuceanul de sub pod, îi zise: Ei, zmeule viteaz, vino să ne batem, în săbii să ne tăiem, în sulii să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Sosi zmeul și se luară la bătaie. În săbii se bătură ce se bătură și se rupseră săbile. În suliți se loviră ce se loviră și se rupseră sulițele. Apoi se luară la luptă. Se zguduia unul pe altul de se cutremura pământul. Și strânse zmeul pe greuceanul odată, dar acesta, băgând de seamă ce are de gând zmeul, se umflă și se încordă în vine și nu păți nimic. Apoi și greuceanul strânse odată pe zmeu, tocmai când el nu se aștepta de-i pârâi oasele. Așa luptă nici că s-a mai văzut. Și se luptară și se luptară până ce ajunse vremea la nămezi și osteniră. Atunci trecu pe deasupra lor un corb care le se legăna prin văzduh și căuta la lupta lor. Și văzându-l, zmeul îi zise: Corbule, corbule, pasăre cernită, adu-mi tu mie un cioc de apă și-ți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot. Zise și greucean: Corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce, căci eu ți-o-i da de mâncare 3 leșuri de zmeu și 3 de cal. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui greuceanul un cioc de apă dulce și i-a stâmpără setea, căci însetoșaseră nevoie mare. Atunci greuceanul mai prinse la suflet și împuternicindu-se unde ridică nene odată pe zmeu și trântindu-mi-l îl băgă în pământ până în gât și puse piciorul pe cap ținându-l așa. Apoi zise: Spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea. Se codea zmeul, îngâna verzi și uscate, dar greuceanul îi mai zise: Spune-mi, vei ori nu, eu tot le voi găsi și încă și capul retezați-l voi. Atunci zmeul, tot mai nădăjduindu-se a scăpa cu viața dacă îi va spune, îi zise: În codrul verde este o culă, acolo înăuntru sunt închise. Cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. Cum auzi greuceanul unele ca acestea, îi reteză capul, apoi tăie degetul și îl luă la sine. Dete corbului după făgăduială toate stârvurile și ducându-se greuceanul la cula din codru verde, deschise ușa cu degetul zmeului și găsi acolo soarele și luna.
luă în mâna dreaptă soarele și în cea stângă lună, le aruncă pe cer și se bucură cu bucurie mare. Oamenii, când văzură iarăși soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudară pe Dumnezeu că a dat atâta tărie lui Greuceanu de a izbândit împotriva împielițaților vrăjmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o luă la drum, întorcându-se înapoi. Găsind pe frate să-l lua semnul de într-o locare, se îmbrățișară și, cumpărând doi cai ce mergeau ca săgeata de iute, întinseră pasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, dete peste un păr plin de pere de aur. Fratele Greuceanului zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr ca să mai răsufle și cai, iar până una alta să culeagă și câteva pere spre a-și mai potoli foame. Greuceanu, care auzise pe zmeoaicii ce plănuiseră, se învoi a se odihni, dar nu lăsă pe frate său să culeagă pere, ci zise că le va culege el. Atunci trase paloșul și lovi părul la rădăcină. Când, ce să vezi, dumneata, unde începu a curge niște sânge și venin scârbos și un glas se auzi din pom zicând: mă mâncași friptă, Greucene, precum ai mâncat și pe bărbatul meu. Și nimic nu mai rămase din acel păr decât praf și cenuș. Iar frate său, încremenit de mirare, neștiind ce sunt toate acestea. După ce plecară și merseră ce merseră, deteră peste o grădină foarte frumoasă, cu flori și cu fluturi și cu apă limpede și rece. Fratele Greuceanului zise: să ne oprim aici, nițel, frate, ca să ne mai odihnim căișori, iar noi să bem nițica apă rece și să culegem flori. Așa să facem, frate, răspunse Greucean, dacă această grădină va fi sădită de mâini omenești și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu. Apoi, trăgând paloșul, lovi în tulpina unei flori care se părea mai frumoasă și o culcă la pământ. După aceea împunse și în fundul fântânii și a marginilor ei, dar în loc de apă începu a clocoti un sânge mohorât, ca și din tulpina florii, și umplu văzduhul de un miros grețos. Praf și țărână rămase și din fata cea mai mare de zmeu, căci ea se făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe Greuceanul și să-l omoare. Și scăpând și de asta pacoste, încălecară și plecară la drum repede ca vântul. Când, ce să vezi, dumneata, unde se luase după dâns și scorpia de muma zmeoaicelor, cu o falcă în cer și cu alta în pământ, ca să înghiță pe Greuceanu și mai multe nu. Și avea de ce să fie cătrănită și amărâtă, căci nu mai avea nici soț, nici fete, nici gineri. Greuceanul, simțind că s-a luat după dâns și zmeoaica cea bătrână, zise frățâne său: ia te uită, frate, înapoi și spune-mi ce vezi. Ce să văz, frate? Îi răspunse el. Iată, un nor vine după noi ca un vârteș. Atunci dete bice cailor care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul. Dar Greuceanu mai zise odată fratelui său să se uite în urmă. Acesta îi spuse că se apropie norul ca o flăcăraie. Apoi, mai făcând un vânt cailor, ajunseră la faurul pământului. Aici, cum de scălecară, se închise în făuriște. Pe urma lor, ia ca și speoaica. De ajungea, îi părpădea. Nici o șcior nu mai rămânea din ei. Acum însă, n-avea ce le mai face. O întoarse însă la șiretlic. Rugă pe Greuceanu să facă o gaură în perete ca măcar să-l vază în față. Greuceanul se prefăcu că se înduplecă și făcu o gaură în perete. Dar faurul pământului se aținea cu chipul lui Greuceanu cel de fier, ce arsese în foc de sărea scântei din el. Când zmeoaica puse gura la spărtură ca să soarbă pe Greuceanul, faurul pământului băgă în gură chipul de fier roșu ca focul și îl vâr pe gât. Ea înghiorț înghiții și pe loc și crăpă. Nu trecu mult și stârvul smeoaicei se prefăcu într-un munte de fier și astfel scăpară și de dânsa.
farul pământului deschise ușa făuriștei, ieși afară și se veseliră 3 zile și 3 nopți de așa mare izbândă. El, mai cu seamă, era nebun de bucurie pentru muntele de fier? Atunci porunci călfilor să facă lui Greoceanu o căruță cu 3 cai cu totul și cu totul de fier. După ce fură gata, suflă asupra lor și le dăde duh de viață. Luându-și ziua bună de la frate său de cruce, Greoceanul se urcă în trăsură cu frate său cel bun și porni la Roșu Împărat ca să-și primească răsplată. Merse, merse până ce li se înfurci calea. Aici se opriră și poposiră. Apoi Greoceanul desprinse de la căruță un cal și îl dete fratelui său ca să ducă împăratului Roșu vestea cea bună a sosirii lui Greoceanu cu izbânda săvârșit. Iar el rămase mai în urmă. Înaintând el alene, răsturnat în căruță, trecu pe lângă un diavol șchiop care le ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestuia îi fu frică să dea piept cu Greoceanul, dar, ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osiei de din dărât și l-aruncă departe în urmă. Apoi tot el zise Greoceanului: „Măi, vericule, ți-ai pierdut cuiul, du-te de ți-l caută!" Greoceanul, sărind din căruță, își uita acolo paloșul din greșeală. Iar când el își căuta cuiul, diavolul îi fură paloșul, apoi așezându-se în marginea drumului, se dete de 3 ori peste cap și se schimbă într-o stană de piatră. Puse Greoceanul cuiul la capul osiei, îl înțepeni bine, se urcă în căruță și paciță drumul. Nu băgă însă de seamă că paloșul îi lipsește. Ei, ascultați acum și vă minunați, boieri dumneavoastră, de pățeania bietului Greocean. Un mangosit de sfetnic de împăratului Roșu se făgăduise diavolului dacă îl va face să ia el pe fata împăratului, ba încă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Împielițatul știa că Greoceanul, fără paloș, era și el om ca toți oamenii. Puterea lui era în paloș, fără paloș era necunoscut. Îi fură paloșul și îl dete becisnicului de sfetnic. Acesta se înfățișăra împăratul și ceru fata, zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul îl crezu, văzându-i și paloșul. Și începuseră a pune la cale cele spre cununie. Pe când se pregătea la curte, pentru nuntirea fiicei împăratului cu voinicul cel mincinos, ce zicea că a scos soarele și luna de la zmei, vine și fratele Greoceanului cu vestea că Greoceanul are să sosească în curând. Sfetnicul cel palavatic, cum auzi de una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și trebuie pus la închisoare. Împăratul îl ascultă, iar sfetnicul umbla de a încâtelea zorind să se facă mai curând nunta, cu gând că dacă se va cununa odată cu fata împăratului, apoi poate să vină 100 de greuceni, că n-are ce-i mai face, lucrul fiind sfârșit. Împăratului însă nu-i prea plăcu zorul ce da sfetnicul pentru nuntă și mai tărăgăni lucrurile. Nu trecu mult și iată că sosește Greoceanul și înfățișându-se la împăratul, acesta nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie Greoceanul, dar nu-și putea da seama de cum paloșul lui Greoceanu se află în mâna sfetnicului. Atunci băgă de seamă și Greoceanul că îi lipsește paloșul și tocmai acum îi veni în minte pentru ce nu văzuse el stana de piatră decât după ce își găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepu el că nu e lucru curat. „Împărate prea luminate”, zise el, „toată lumea zice că ești om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat. Mă așteaptă rogute încă puțin și vei vedea cu ochii adevărul.” Primi împăratul a mai aștepta până ce să se întoarcă Greocean. Acesta se puse iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră, acolo unde necuratul îi scosese cuiul de la căruță. „Ființă netrebnică și păgubitoare omenirii”, zise el, „dă-mi paloșul ce mi-ai furat, căci de unde nu, praful nu se alege de tine.”
Piatra nici că se clinte din loc măcar. Atunci și greuceanul se dete de 3 ori peste cap, se făcu un buzdugan cu totul și cu totul de oțel și unde începu nenea lovi în stana de piatră de se cutremura pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură din piatră și lovi ce lovi până ce-i sfărmă vârful. Apoi, deodată începu stana de piatră a tremura și a cere iertăciune, iar buzduganul, de ce da, daia și întețea loviturile și dete și dete până ce o făcu pulbere. Când nu mai fu în picioare nimic din stana de piatră, cătă prin pulberea ce mai rămăsese și își găsi greuceanul paloșul ce-i furase satana. Îl luă și, fără nicio clipă de odihnă, veni și se înfățișă iarăși la împăratul. Sunt gata, mărite împărate, zise el, să arăt oricui ce poate osului greuceanul, să vină acel sfetnic nerușinat care a voit să te amăgească spre a ne înțelege la cuvinte. Împăratul îl chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe greuceanul cu sprânceana încruntată, începu să tremure și-și ceru iertăciune, spunând cum căzuse în mâinile lui paloșul lui greuceanul. După rugăciunea lui greuceanul, dobândi iertare și de la împăratul, dar acesta îi porunci să piară din împărăția lui. Apoi scoase pe fratele greuceanului de la închisoare și se făcu o nuntă de alea împărăteștile și se încinse niște veselii care ținură 3 săptămâni. Și eu încă le cai pe așa și vă spusei dumneavoastră povestea așa.